Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. În acest video vom discuta despre ce se va întâmpla cu Windows 11, care este următoarea versiune și ce modificări au făcut cei de la Microsoft, pentru că au fost ceva modificări care au fost menționate în noul event al celor de la Microsoft, care a fost pe 21 septembrie. În acest video vom vorbi puțin despre acel event, ce s-a schimbat și practic ce este nou și ce se întâmplă cu Windows 11. Dacă vă plac astfel de video, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe cu clopoțelul activat ca să fiți la curent cu ceea ce vom face în continuare pe acest canal. Iar înainte de a trece la video nostru, un scurt mesaj de la partenerii noștri VIP SDKey. Acest video este sponsorizat de site-ul VIP SDKey. Pe acest site puteți găsi cheie oficiale pentru Steam, Origin, Uplay și Xbox. Puteți cumpăra Windows 10 Pro la un preț foarte bun folosind cuponul de reducere TG12 pentru 30% reducere, o promoție specială pentru abonații canalului. Procesul de activare a licenței este simplu și puteți activa și Windows 11 folosind o licență de Windows 10. Folosind cuponul TG12 puteți cumpăra și Office 2019 la un preț redus cu 30%. Toate linkurile vor fi în descriere. Haideți să trecem la video. Bun, cu toții știți că am discutat în ultimele luni despre Windows 11 23H2, care trebuie să fie următoarea versiune de Windows 11, care aduce foarte multe feature-uri noi, de exemplu un nou File Explorer, posibilitatea de a folosi Never Combine pe iconurile din taskbar, un nou AI Assistant pe Windows, care se numește Windows Copilot, și multe alte noutăți foarte bune și utile din punctul meu de vedere. E bine, pe 21 septembrie, cei de la Microsoft au avut un event care toată lumea s-a aștepta ca aceștia să anunțe oficial dat de lansare Windows 11 23H2, însă eventul nu a fost chiar atât de grozav pe cum au spus foarte mulți blogger. De ce? Eventul în primul rând nu a fost difuzat nicăieri, nu a fost live sau ceva, a fost efectiv behind closed doors, cum se spune, și au participat doar câteva persoane care au fost invitate, de exemplu bloggeri care au actualizat blogurile lor în timp real. Ei bine, ce s-a întâmplat la acest event? Cei de la Microsoft au anunțat foarte multe noutăți, în special legate de AI, faptul că vor să integreze AI-ul peste tot în Windows și chiar o fac, de exemplu, în versiune de testare. Avem deja AI-ul integrat în Windows prin asistentul Windows Copilot, avem în Paint, în Photos, cu diverse funcții, de exemplu, să editezi diverse chestii sau să scoți background-ul unei poze și așa mai departe. Însă, cei de la Microsoft au anunțat că Windows 11 23H2 încă nu se lansează. Da, ați auzit bine? Toate noutățile și toate feature-urile noi care erau cumva legate de Windows 11 23H2 se vor lansa tot pentru versiunea 22H2 într-un update, atenție, pe 26 septembrie. Deci, toate noutățile, Windows Copilot, noul File Explorer, noutățile din taskbar, din settings și așa mai departe, vor apărea în Windows pentru toată lumea, pentru cei care folosesc varianta main release, pe 26 septembrie, dar ca un update pentru Windows 11 22H2, practic se numește Moment 4. Cei de la Microsoft au aceste momente pentru fiecare versiune, cu tot felul de update-uri care aduc feature-uri noi. E bine, de ce a făcut Microsoft această schimbare și de ce au ales să facă așa? Deoarece, dacă ar fi introdus Windows 11 23H2 cu toate aceste noutăți, utilizatorii ar fi putut opta să nu instaleze update-ul, ar mai fi putut rămâne o perioadă, poate câțiva ani, pe 22H2. Cei de la Microsoft au ales să facă asta ca să oblige practic tot utilizatorii să instaleze aceste noi feature-uri și practic să integreze AI-ul cam pe orice sistem care are ultima versiune de Windows 11. Cu alte cuvinte, Microsoft ne va obliga să instalăm toate aceste update-uri, toate aceste feature-uri, și nu zic neapărat că e un lucru rău, e un lucru bun pentru că sunt foarte multe feature-uri utile, însă cu siguranță că mulți utilizatori nu vor fi de acord cu asta și nu le va plăcea, dar și din punctul meu de vedere este un pic ciudat faptul că cei de la Microsoft au tot vorbit despre Windows 11 23H2, l-au tot promovat și apoi au ales ca să lanseze acest update ca un feature update, ca să instaleze toată lumea update-ul, să nu poată opta să nu-l instaleze. E bine, acum forțat poți opta cumva să nu-l instalezi dacă dezactivezi update-urile, dar asta nu e recomandat absolut deloc. Deci, ca o scurtă recapitulare, Windows 11 23H2 nu se lansează încă, toate update-urile și toate noutățile se vor lansa pe 26 septembrie pentru Windows 11 22H2 și practic nu va fi un update mare, efectiv va fi un enablement package. Practic se va descărca ceva foarte rapid și se vor activa toate funcțiile noi. Și acum poate vine întrebarea ce se întâmplă cu Windows 11 23H2. E bine, se preconizează că se va lansa undeva prin octombrie, însă nu va avea practic nimic nou, ci doar va schimba versiunea Windows-ului, practic din 22H2 în 23H2, și bineînțeles că va avea toate funcțiile prezente în versiunile anterioare. Acum, dacă sunteți pe varianta main release și, de exemplu, sunteți chiar pe release preview channel sau, de exemplu, vedeți acest video pe 26 septembrie și vreți să instalați toate update-urile, trebuie să faceți, deschideți aplicația settings, vă duceți în secțiunea Windows Update și fiți siguri că bifați aici Get the latest updates as soon as they're available, practic să primești toate update-urile noi când sunt disponibile și poți să fii printre primii care primește update-urile care nu sunt de securitate, fixuri sau chiar îmbunătățiri când acestea vor fi disponibile și bifați aici ca să fie pe on și verificați update-urile și cel mai probabil veți primi noile noutăți din Windows 11 22H2, practic tot 23H2, însă Microsoft a decis să facă această schimbare ca să ne oblige să instalăm acest update, să nu poată nimeni opta să nu-l instaleze. Asta e foarte interesant din punctul meu de vedere, însă
de ce nu poate fi și un lucru bun. În concluzie, pe 26 septembrie vom primi noul update Windows 11, care e un update masiv și poate facem și un video care prezentăm noile noutăți, dacă sunteți de acord cu asta și dacă vreți să vedeți un astfel de video. Asta fiind spuse, cam acesta a fost videoul de astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe cu clopoțelul activat ca să fiți la curent cu tot ceea ce vom face în continuare pe acest canal. Eu am fost Temi, voi astăzi pe canalul oficial Tutoriale Gratuite, până data viitoare, eu vă zic la revedere!